Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletul lui dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze. O să încheiem slujba divină aproximativ la 8 și jumătate. Luca capitolul 24. De la versetul 44 până la versetul 48. Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalm. Atunci le-a deschis mintea, ca să înțeleagă scripturile și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Amin. Sfinții Domnului, reocupați-vă locurile. Suntem înaintea lui Dumnezeu în această seară, în mijlocul acestui frumos eveniment al Crăciunului. Fiind în contextul acestei sărbători, noi toți suntem martori ai aniversării lui cu numărul 2000 și ceva. Urmărind cu atenție relatarea evenimentului întrupării Domnului Iisus în Evanghelii, este ușor să observăm care au fost martorii prezenți și care a fost atitudinea acestora. Atunci când ne propunem să facem lucrul acesta, avem drept scop să învățăm de la oamenii aceștia, din viața lor, învățând să imităm ceea ce este drept înaintea Domnului și să ne ferim de ceea ce este strâmb. Uitându-ne în evenimentul acesta și la oamenii care au fost martori la desfășurarea lui, avem câteva repere de la care putem învăța. Noi, asemenea lor, suntem martori, e adevărat, nu la evenimentul întrupării, ci la aniversarea întrupării. Este una dintre aniversări, a trecut de numărul 2000. Și privind la cei care au fost martori la eveniment, ne uităm la ei și la atitudinea care ei au avut-o. Și vrem să îi comparăm pe ei și atitudinea lor cu noi și atitudinea noastră. Cu siguranță ei au avut o atitudine bună, pentru că au fost chemați de Dumnezeu și așezați în contextul evenimentului. Noi însă nu suntem în eveniment, ci suntem la aniversarea repetată a acestui eveniment, riscând să avem o atitudine greșită. De aceea vreau să prezint atitudinea lor și rămâne o problemă de responsabilitate personală și de sinceritate să ne comparăm cu ei și cu atitudinea lor, încercăm să identificăm anumite slăbiciuni de atitudine în contextul aniversării minunii întrupării. Prima atitudine a unuia dintre martorii întrupării este ascultarea Mariei, mama Domnului. Israelul la vremea aceea avea multe fete și femei, însă una singură a fost aleasă dintre toate să fie purtătoare și născătoare de Dumnezeu. Asta datorită ascultării ei. Deseori este nevoie de oameni care să fie aleși în biserică pentru anumite slujbe, după cum femeia aceasta a fost aleasă pentru o slujbă. Dar pe noi ne miră faptul că atunci când ne uităm după oameni aleși să facă o slujbă, ne uităm după oameni ascultători. Și întotdeauna se pune o presiune ca alegerea să fie lărgită și la cei care nu sunt ascultători. Ascultați-mă, întotdeauna când Dumnezeu a ales oameni pentru o slujbă, a ales din categoria oamenilor ascultători. Când veți fi vreodată puși în ocazia și în privilegiu să participați la alegerea cuiva pentru slujbă, să vă ferească Dumnezeu să faceți o alegere în cunoștință de cauză cu privire la niște oameni pe care îi știți în mod repetat și intenționat neascultător de Dumnezeu. Când Dumnezeu a ales o femeie, o fată,
să fie purtătoare și născătoare de Dumnezeu, a ales o fată ascultătoare. Erau multe în Israel. Dumnezeu a avut criterii de selecție, nu pe bază de rudenie, de prietenie și de interes. Nu la șeful companiei la care lucrezi. Și nici la cel care îți creează opinii pe care le porți ca un om fără coloană vertebrală. Domnul a ales o femeie ascultătoare și pentru noi e o pildă când alegem. Uitați cât de importantă a fost alegerea Mariei. Alegerea să asculte, pentru că a asculta e o alegere. A nu asculta e o altă alegere. Ascultarea este o atitudine a credinței. Spune ea, cum se face că o să nasc, că-s fecioară și eu nu știu de bărbat. Fata asta n-a putut să priceapă cum o fecioară poate să rămână însărcinată. Și a spus, nu înțeleg, eu nu știu, eu nu pricep. Și îngerul Domnului a confirmat că nu poate înțelege și nu poate ști. Dar i-a spus, tu trebuie să crezi și să asculți ce spune Dumnezeu, chiar dacă mesajul te depășește, chiar dacă misiunea trece dincolo de limitele și de capacitatea ta de pricepere. Întotdeauna ascultarea se bazează pe credință. Vei fi chemat să asculți în situații limită când nu pricep nimic și vei căuta răspunsuri logice și vei refuza să asculți pentru că nu înțelegi. Nu asocia ascultarea cu înțelegerea, asociază ascultarea cu credința. Dacă Dumnezeu spune să faci așa, să nu te întrebi de ce nu înțelegi. Să-ți propui să crezi. Maria a fost o fată care a ascultat prin credință. N-a înțeles nimic din ce se întâmplă. Apoi, ascultarea este o atitudine a supunerii. Nu poți să fii ascultător dacă nu te supui. Nicol, ridică-te în picioare. Mulțumesc, așează-te. Ea s-a supus. Dacă nu s-ar fi supus, nu m-a asculta. Eu vorbeam să se ridice și ea nu se ridica. Ar fi rămas acolo răzvrătindu-se împotriva cererii să se ridice. A trebuit să se supună mie ca să se ridice. Oamenii vor să-L asculte pe Dumnezeu, dar să facă ce vor ei. Maria, când l-a ascultat pe Dumnezeu, a făcut ce a vrut Dumnezeu. Când Dumnezeu i-a spus sus, ea nu s-a gândit dacă e greu să se ridice sau ușor. Ea s-a ridicat pentru că a asculta e o problemă de a te supune. Nu poți să te supui și să nu asculți. Nu poți să asculți și să nu te supui. Acestea două devin surori gemene, siameze, lipite. Mai mult de atât, ascultarea este o atitudine față de semeni. Nu uitați ce spune Scriptura. Binecuvântată ești tu între femei, spune îngerul. Astăzi există culte religioase care contrazic mesajul îngerului. Ce a spus îngerul? Binecuvântată ești tu între femei, nu deasupra femeilor. Noi nu o facem pe noi nu o punem pe Maria deasupra femeilor. Ea a fost o femeie neprihănită. A fost aleasă să fie purtătoare și născătoare de Dumnezeu. Dar ea nu are superioritate asupra femeilor. Îngerul spune, binecuvântată ești tu între femei, nu deasupra femeilor. Nu vei primi superioritate spirituală, vei fi un om între oameni și tu vei avea nevoie de mântuire și tu vei avea nevoie de vindecare și tu vei avea nevoie de apă și de pâine și tu vei avea nevoie să fii primită în corturile veșnice, nu în numele Fiului tău, ci în numele lui Iisus, Mântuitorul. Tu nu vei fi mântuită mai repede că ești mama lui, că El te mântuiește nu ca fiul al tău, ci ca rege al regilor și mântuitor al lumii. Binecuvântată ești tu între femei, nu deasupra femeilor. Și observați că această femeie are o atitudine de modestie față de semeni, pentru că se pune la nivelul femeilor. Nimeni nu este mai mare decât nimeni, toți oamenii sunt la fel. Prima atitudine a martorilor întrupării este ascultarea Mariei. Doi, bunătatea lui Iosif. Bunătatea lui Iosif e copleșitoare. Numai dacă ne-am luat o zi să intrăm în papucii lui, permiteți-mi expresia, să ne punem în situația lui, cum ar fi să fii logodit cu o domnișoară, cu o fată, să ai propunerea de căsătorie, să ai nunta fixată și ea să vină la tine să spună sunt însărcinată. Păi cu cine? Cu nimeni. Adică cum cu nimeni? Păi Dumnezeu a făcut ca să fiu însărcinată. Dumnezeu, nu?
Haideți să urmărim puțin în ce fel s-a manifestat bunătatea acestui tânăr. Observați ce se întâmplă. Bunătatea este o atitudine a neprihănirii, în primul rând. Scriptura spune, Iosif era un om neprihănit. Oamenii care nu sunt neprihăniți nu pot fi buni. Să nu te aștepți să fie bun un om care nu e neprihănit, care nu se teme de Domnul. Știți de ce se tem oamenii buni? Știți de ce sunt oamenii Știți de ce sunt unii oameni buni? Pentru că sunt neprihăniți. Știți de ce sunt buni? Pentru că se tem de Dumnezeu. Oamenii sunt buni și uneori bunătatea lor este asociată cu slăbiciunea și cu tendința de a-i manipula, de a profita de ei. Doar pentru faptul că se tem de Dumnezeu. Omul ăsta a fost bun pentru că s-a temut de Dumnezeu și a știut că Dumnezeu îi cere să fie bun. Când cineva îți va cere să fii bun și inima se va închide și vei vrea să fii dur, rigid și nepăsător, adu-ți aminte că Dumnezeu îți cere să fii bun. Dacă nu vei putea să fii bun, ascultă-mă, nu te vei teme de Domnul și nu vei fi neprihănit. Oamenii neprihăniți sunt buni pentru că ei aleg să fie buni. A fi bun e o alegere, a fi ascultător este o altă alegere. Aceste ambe alegeri sunt conștiente. Ele devin automatisme comportamentale printr-o repetiție de-a lungul anilor. Dar de altfel, ele sunt pur și simplu alegeri conștiente, deliberate. Iosif a fost bun că așa a vrut, dar nu i-a fost ușor să fie bun. Sunt situații când e ușor să fii bun, dar sunt alte situații când parcă e imposibil să fii bun. Exemplu, situația de față. Observați că bărbatul acesta a fost un om bun. Bunătatea este verificată prin respectul față de oameni. Ce vrei tu să-ți facă alții, fă-i tu mai întâi. Ce ar fi vrut Iosif să-i facă Maria dacă el ar fi fost în locul Mariei? Ar fi vrut să-l accepte. Bunătate pentru el a trebuit să o accepte pe ea. Într-o zi am avut două pixuri în buzunar și unul este pus aproape de marginea la haină și unul este pus mai în spate. Cel care era mai în spate, deși este un pix nou și frate geamăn cu ăsta la altul, când scriam cu el zgâria în vârf acolo, nu era bine finisat și zgâria și parcă îmi făcea pe creier așa. Și l-am pus în spate ca să nu-l mai scot și îl luam pe primul. Și a venit cineva la mine și mi-a spus, am văzut că ai un pix frumos, de fapt aveam două la fel. Și mi-am dat seama că i-ar trebui și am zis trebuie să-i dau un pix. Știți care mi-a fost munca sufletului? Știți, pe care îl dau. Și am zis așa, dacă eu ar trebui să-i cer lui un pix și el ar avea două pixuri în buzunar ca mine, pe care aș vrea să mi-l dea? Și am zis aș vrea să mi-l dea pe cel care scrie bine. Și am zis să-i-l dau pe la care scrie bine. Și am zis, da, Doamne, dar eu rămân cu ăla care scrie rău și eu scriu mult. Mereu mă zgârie pe cap când scriu cu ăla rău. Mai am pixuri acasă, însă așa de greu mi-a fost să scot pixul ăla bun și să-i-l dau. Nu era mare filozofie, dar omul are o mare problemă să fie bun. În natura lui, el când vrea să fie bun este greu. A fi bun este o alegere. Neapărat este o alegere. Apoi, priviți la bunătatea omului acestuia. Bunătatea este o atitudine a respectului. Când vei fi vreodată bun cu mine, voi ști că mă respecti. Când vreodată voi fi bun cu dumneata, să știi că aceea este definiția respectului. Uite ce spune Scriptura despre Iosif. Nu voia să o facă de rușine pe Maria. Și pentru că nu vroia să o facă de rușine, a fost bun cu ea. De ce vrei să mă faci de rușine? De ce dacă vrei să-mi spui ceva, îmi spui de față cu alții? De ce nu mă chem la sfârșitul slujbei să-mi spui, poți să vii puțin, frate Luigi? Uite, vreau să mă trag puțin cu tine într-un col să nu ne audă nimeni și să spun ceva. Să nu te superi, dar chestia aia nu mi-a plăcut. Atunci îmi dai ocazia să mă îndrept, dar îmi protejezi imaginea. Dar dacă te ridici de față cu unu sau doi sau cinci și în fața la toată adunarea, și nu mi-ai dat mie posibilitatea să mă îndrept singur. Și prima oară când îmi spui de față cu alții, nu-ți dai seama că ești un om rău. Nu-ți dai seama că faci asta ca să mă faci de rușine. Nu-ți dai seama că nu mi-ai oferit ocazia să-mi spui numai mie și să-mi dai ocazia să-mi ceri iertare, să mă pocăiesc. Nu-ți dai seama de treaba asta. Iosif n-a vrut să o facă de rușine. Ascultați-mă, imaginea mea e mâna dumneavoastră și imaginea dumneavoastră e mâna mea. Imaginea dumneavoastră e în gura mea și imaginea mea e în gura dumneavoastră. Veți pleca de la adunare și vă veți întâlni în parcare și veți vrea ce veți spune ce vreți vrea despre mine, despre frații care au cântat și despre toți cei care au fost aici.
veți putea să spuneți din răutate lucruri care îmi strică imaginea, lucruri care mă vorbesc de rău, lucruri care sunt sau nu adevărate, care sunt spuse într-un context diferit, care intenționat sunt exagerate. Și în felul acesta, oameni cu părul cărunt sunt jefuiți de meritele lor, sau femei, sau bărbați, sau familii. Ascultă-mă, bunătate înseamnă să vrei binele oamenilor, să-i vorbești de bine, să nu zici nimic de defectele lor, să te ferești să faci asta că ești om și ai defecte ca și ei. Nu fi un creator de modă rea, un creator de percepție negativă. Iosif din bunătate n-a vrut să o facă de rușine. Merita să o facă de rușine după limitele lui. El n-avea de unde să priceapă măreția lucrării din ea. Omenește, ea păcătuise. Însă când el a crezut că ea a păcătuit, n-a vrut să o facă de rușine. Extraordinar ce bun a fost omul ăsta. Ascultă-mă, ești un martor al Crăciunului ca și Iosif, dar atitudinea este ca a lui. E ușor să fim martori ai aniversării Crăciunului, dar suntem chemați să avem atitudinea pe care au avut-o martorii inițiali a evenimentului. Altfel, nu vom avea parte de binecuvântările lui. Nu ne putem permite să ne comportăm oricum, mulțumitor că am fost la evenimentul aniversării de Crăciun. Ascultarea Mariei ne obligă, ne face responsabili. Bunătatea lui Iosif ne obligă, ne face responsabili. Închinarea magilor. Dumnezeu se descoperă în contextul experiențelor personale. Observați că la oamenii aceștia s-a descoperit în interiorul științei astrologice, o stea. Priviți, vă rog, câteva lucruri. Închinarea lor este provocată de încredere. Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? El nu s-a dus să întrebe, este adevărat că s-a născut un împărat? Nu, ei n-au pus la îndoială mesajul stelei. Ei au crezut că s-a născut. Problema lor nu era dacă e adevărat sau nu, problema lor era unde este. Ei nici nu și-au pus problema dacă e adevărat sau nu. Dacă Dumnezeu a spus e adevărat, omule, problema este unde e, cum ajung acolo. Credința lor a fost atât de puternică încât au luat cuvântul lui Dumnezeu că există deja împăratul ca un fapt real. Ei au avut o singură problemă, unde este cel care a promis Dumnezeu că s-a născut? Ce credință au avut oamenii ăștia, niște astrologi, nu erau din Israel. Închinarea presupune sacrificiu, niște magi, știți de unde, din răsărit. De două sau de trei ori a repetat pastorul Ilie Dobrean că aproximativ mai bine de 2000 de kilometri au făcut oamenii ăștia. Cheltuială, absență de la serviciu, plecare din familie, expunerea la riscul jefuirii pe drum. Știți de ce? Doar pentru faptul că au vrut să se închine. Când vei vrea să te închini, va trebui să te sacrifici. Tot se anunță de la amvon. Thanksgiving, Crăciun, o perioadă specială de dărnicie. Păi această perioadă specială de dărnicie este mai mare decât înainte de Thanksgiving și după Crăciun. Adică dacă până acum ai dat 100 pe lună, sau 50 pe lună, sau 500 pe lună, acum trebuie să mai pui măcar $5 peste, e ceva special. Trebuie neapărat să te închini în felul ăsta. Îmi vei spune, mi-e greu, dar nici nu mi-a trecut vreodată prin cap că închinarea e ușoară. Din răsărit au venit ăștia. Când vrei să te închini, să nu mai spui că vii din răsărit, că știu. Închinătorii de acolo vin. 2250 de kilometri, știu. Închinătorii atâta drum parcurg. Să nu crezi că te dai jos din pas și te închini. Închinarea presupune sacrificiu. Și încă ceva, închinarea presupune dărnicie. Și-au deschis visteriile și-au adus aur, simbolul împăratului, tămâie, simbolul preoției, și zmirnă, simbolul profeției. Nu citesc că nu am timp, vreau să închei. Încerc să mă țin de cuvânt. Deja de 3 minute trebuia. Bucuria păstorilor este o altă atitudine, ultima pe care o spun. Bucuria este provocată de vizita îngerului. Prea des vrem să ne bucurăm în absența îngerului. Oamenii ăștia, când n-au fost cu îngerul, au fost cu oile și nu s-au bucurat. Zice Biblia că noaptea făceau de strajă. Știi ce fac oamenii de obicei? Noaptea dorm. Știi ce înseamnă să fii la serviciu noaptea și să nu poți dormi că ai obligație profesională? Înseamnă să bei cafea sau orice altă substanță care te ține treaz
Și atâta te lupți să nu adormi, o muncă. Oamenii ăștia săraci făceau eforturi să nu doarmă. Și dintr-o dată apare îngerul și începe bucuria. Ascultă-mă, dacă îți vei petrece viața numai cu oile, va fi o muncă teribilă. Dar din când în când, când va veni îngerul și te va vizita, vor fi momente pe care le numești experiențe, ce nu le vei uita niciodată, le vei povesti copiilor. Bucuria acestor oameni a fost determinată de vizita îngerului, a fost onoarea lor. Doi, a fost provocată de speranța mesajului îngerului. Asta este informare. Vi s-a născut un mântuitor. Este ca și cum așteaptă cineva un ficat că trebuie să facă un transplant și spitalul spune, n-avem ficat. Dar când spera să aveți? Păi când e un accident de circulație. Și analizele din ce în ce mai grave, omul intră în comă și aproape că moare și dintr-o dată vine vestea, avem un ficat. Păi asta înseamnă viață pentru mine. Vi s-a născut un mântuitor. Asta înseamnă viață și mântuire și vindecare și înseamnă cer. Oamenii ăștia s-au bucurat și apoi bucuria lor este provocată de întâlnirea cu Mesia. Înainte să-L cunoască pe Mesia, făceau de strajă în jurul turmei lor. Când s-au întors după întâlnirea cu Mesia, Scriptura menționează, s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu. Ascultă-mă, înainte să te întâlnești cu El, vei fi un om muncit. Un om care vei lua tot, un om care te vei lupta să rămâi treaz, să stai în picioare, pentru că viața va vrea să te pună la pământ. Și te vei lupta cu toate forțele să rămâi în picioare. Dar după întâlnirea cu Iisus, viața va deveni ca un fulg, va deveni ușoară și frumoasă. Va deveni plină de bucurie. Nu că necazurile nu mai sunt, ba da, dar ești de mână cu El și El îți spune ce să faci. Dragii mei, închei cu câteva versuri. Și nu veni să-i, Doamne, să te plimbi pe acest pământ cu drumuri interzise, pe acest pământ cu demoni și cu ghini, cu multe boli curente sau oprezise? Nu veni să-i doar ca să te plimbi să calci aici pe zâmbete ucise și avea planeta porțile închise cu gândurile ferecate strâmb? Aici gândirea mea e răsturnată, că ai venit la poarta lui blocată și ai bătut și ai așteptat ades. Iubirea nu forțează în univers, cum ea nu poate fi nici capturată. Hangiule, chiar n-ai știut nimic, nu ți-a căzut de pe cuvinte fracul, în așternut secunda n-a durut, ți-a mai bătut vreodată în poartă veacul, chiar pentru el un loc n-ai mai avut. Pământul îmi răspunde, da, se poate, căci pentru cer adesea n-a știut, cu toate locurile ocupate. Își descărcase cerul o mărire, iubirea ne-a umplut cât n-am știut, căci izgoni păcatul peste fire cu țipă dinspre rama ne-a durut. Tu, Nicodim, l-ai vrut și nu l-ai vrut. Îți trebuia așa cum nu se poate, el nu s-a rușinat de tine sus. Tu l-ai primit cu gânduri rușinate, pe tine nu te întreb, căci mi-ai răspuns. Nevoie n-am nici eu de complicații. Și eu îl chem adesea nascuns, și eu îl refuz la mese de ocazii. Nu vreau să fiu zvârlit printre umili, cu zâmbetul acela de disgratii. Eu mai primesc confort printre mulțimi, în mintea mea primesc considerații. Și dacă secolul cu ochii mulți te izgonește astăzi de la sine, mai trist e că venind să ne ajuți, n-ai loc de noi aici, în casă la tine. Și astăzi toți străini printre ai tăi, și azi străini, și astăzi tot pe afară, aruncă, Doamne, raza de lumini și raza cu iubire să ne doară. Haideți să ne ridicăm. Este Domnul afară sau este înăuntru? Este Domnul în sufletul meu, păstrându-L într-o atitudine de ascultare, de bunătate și de bucurie, sau doar tradiționalist, religios și formalist, în timp ce inima mi-e departe? Cum este inima mea, cum este inima ta? Nu-ți promit că la Crăciunul următor eu voi mai fi aici sau dumneata, dar îți promit că acum ești aici și rugăciunea care o ai este un angajament pe care poți să-l faci în fața cerului. Te rog, deschide-ți inima și împreună cu mine, roagă-te Domnului, cu toții ne rugăm Domnului. Apreciem că ați accesat site-ul Bisericii Betania, sper din inimă să vă fi fost de folos. În numele frățietății de la Betania, vă binecuvintez!